Salutare tuturor și pam pam pam! Acesta este ultimul episod din anul 2022 și am decis să facem un tier list cu jocuri horror. Înainte să scrieți ceva în comentarii, nu plouă în casa mea. Sau poate da. Glumesc, port căciulă pentru că părul meu stă nasol, iar căștile mele le-am rupt făcând un TikTok și acum nu mai am căști. Căștile! Înainte de a începe, v-aș ruga să apăsați pe butonul de like, să strângem multe like-uri pentru că este ultimul episod din 2022. Ne vedem doar în 2023, așa că vă doresc la mulți ani. Bun, haideți să vă prezint tier-urile. Avem aici Mă cac pe mine, ceea ce înseamnă Mă cac pe mine și este foarte horror. Iar pe urmă avem Mă cac pe tine, care înseamnă că este foarte bun, că îi bun, că e horror. Avem aici Merge de o ciorbă de fasole, ceea ce înseamnă că jocul este în regulă, este ok. Se putea și mai bine, înseamnă se putea și mai bine. Slab, desigur, înseamnă că este un joc slab de căcat, nu este horror. Iar Nu am jucat, înseamnă că nu am jucat. Pentru cine nu știe, tier list-ul este practic un fel de notare, de a da notă jocurilor, iar astăzi dăm note jocurilor horror. Este strict părerea mea, părerea voastră poate să difere, adică poate mie nu-mi place Five Nights at Freddy's 4 și o să zic că e slab, dar voi ziceți că este foarte fain și îl băgați la Mă cac pe mine. Este strict părerea mea, iar vreau să-mi ziceți și părerea voastră în comentarii. Bun, eu zic să începem și vreau să menționez că notez jocurile în funcție de cât de horror sunt ele. Așa că începem direct cu primul și, din păcate, nu am jucat acest joc care se numește JR. Am văzut recomandări de la jocul ăsta în comentarii, încă nu l-am jucat, cel mai probabil o să-l jucăm pe viitor. La anul, în 2023. Următorul joc este Until Dawn și bă, fraților, vreau să vă zic că jocul ăsta este exclusiv pe PlayStation 4. Iar dacă aveți PlayStation 4 și nu aveți jocul Until Dawn, să vă fie rușine. Adică, ce înseamnă asta? Until Dawn a apărut în 2015 un joc horror cu o poveste fascinantă, părerea mea. Adică mie personal mi-a plăcut foarte mult jocul, chiar dacă este destul de clișeu pe horror, e un joc care trebuie neapărat jucat sau văzut măcar gameplay. Deci, pentru mine, Until Dawn intră direct aici la Mă cac pe mine, sus în top. Următorul joc este Home Sweet Home, pe care l-am jucat, nu pe YouTube din păcate, l-am jucat un picuț și mi s-a părut destul de mișto. Cel mai probabil o să fac o serie la un moment dat cu el pe YouTube pentru că este un joc care merită atenția și părerea mea că Home Sweet Home îl băgăm aici la Mă cac pe tine. Adică este un joc horror bun, asta înseamnă. Am scris Mă cac pe tine pentru că mi se părea amuzant, ha ha ha, nu știu dacă este amuzant, probabil nu este. Următorul joc este Amnesia The Dark Descent sau care e ăsta? Ăla cu mașinul. Indiferent, următorul joc este Amnesia și bă, Amnesia am jucat puțin, dar pe mine nu m-a prins jocul. Știu că PewDiePie îl juca foarte mult și Amnesia a fost un joc de succes, dar eu cât m-am jucat, nu m-a prins jocul, efectiv, nu m-a atras jocul. Nici nu știu dacă să-l pun la nu am jucat, pentru că nu l-am jucat destul, deși l-am jucat, dacă are logică, sau să-i dau slab. Bă, o să-i dau slab. Este strict părerea mea, pur și simplu, Amnesia nu m-a prins pe mine personal. Dar dacă tu ai altă părere despre Amnesia, te rog frumos, lasă în comentarii să știu dacă este un joc fain și poate în viitor o să-mi schimb părerea despre jocul ăsta. Următorul joc este Welcome to the Game, faimosul Welcome to the Game. Atâtea live-uri am făcut cu jocul ăsta, e un joc mișto. Posibil să mai fac live-uri și episoade cu acest joc pentru că merită toată atenția și din ce am înțeles se lucrează la Welcome to the Game 3, că momentan avem două jocuri, Welcome to the Game 1 și 2 și am înțeles că se lucrează și la 3, deci fiți siguri că atunci când apare Welcome to the Game 3 băgăm episoade. Ăsta e Welcome to the Game 2 și o să-l bag aici la Merge de o ciorbă de fasole, adică este un joc bun. Nu îi dau mai mult pentru că... pur și simplu nu-i dau mai mult, îs jocuri mai bune, dar nu este nici slab, deci îi fix aici la mijloc Welcome to the Game. 2. Despre al doilea joc vorbim, despre primul joc vorbim puțin mai târziu, când ajungem acolo. Hagi Wagi, Sfântul Hagi Wagi. Bă, Poppy Playtime, Chapter 1. Eu m-am ferit de jocul ăsta când a apărut, pentru că mi s-a părut un căcat pur.
Dar când am ajuns să-l joc, cred că în martie am ajuns, anul ăsta în martie, când l-am jucat, am zis că, bă, m-am înșelat amarnic și este un joc chiar foarte fain. O să bag jocul la măcac pe tine. De ce mi se pare amuzant? O să bag Huggy Wuggy aici pentru că mi s-a părut un joc fain și acum urmează Poppy Playtime Chapter 2, unde vine Mommy Longlegs și, bă, chapterul ăsta este mult mai diferit în sensul că este mult mai lung, mult mai multe nivele, mai mulți monștri, că vine Bonzo Bunny ăla de bate din chestiile alea și vine Omida aceea, haba n-am ce nume are, iar după aceea trebuie să fugim de Mommy Longlegs pe live-ul în care am jucat jocul ăsta, efectiv m-am căcat pe mine. Așa că părerea mea este că jocul vine aici lângă Huggy Wuggy. Nu mi s-a părut neapărat mai bun ca primul chapter, adică e mai bun din puncte de vedere a gameplay-ului că e mai lung și chestii de genul, dar atmosfera horror cam tot acolo rămâne. Următorul joc este... Haba n-am ce joc este ăsta, îmi pare rău, fraților. Îl punem la nu am jucat. Layers of Fears 2. Bă, am auzit de joc. Am văzut puțin gameplay, dar nu l-am jucat niciodată. Cel mai probabil o să-l jucăm la un moment dat pe canal. Deci, Layers of Fears 2, îl băgăm aici la nu am jucat. Five Nights at Freddy's Help Wanted. Primul live de pe acest canal a fost cu acest joc și trebuie să vă zic că e un joc fain. Eu l-am jucat non-VR, pentru că jocul este destinat să-l joci cu cască VR. Ei bine, eu nu am cască VR, deci l-am jucat non-VR, fără VR, și mi s-a părut destul de horror. În schimb, haba n-am unde să-l pun. L-aș pune aici, pentru că se putea mai mult, dar în același timp l-aș pune aici că este și destul de horror. Bă, dacă joci jocul ăsta cu VR, părerea mea este că jocul își are locul aici. Dar pentru că eu l-am jucat non-VR, o să-l pun doar aici, la merge de o ciorbă de fasole. The Forest, mamă, The Forest, nici nu știu unde să pun The Forest, pentru că The Forest, prima dată când a ieșit, era foarte, foarte horror. Mai ales când dai prima dată de canibali. Și nu doar canibali. Adică, ok, dai de canibali, te obișnuiești, există canibali, asta este, trebuie să supraviețuiești. Dar când ajungi în peșteră, și dai de mutanții aia, te caci pe tine pe jocul ăsta. Problema este că după ce te joci destul de mult cu el și te obișnuiești cu The Forest-ul, nu mai este un joc horror. Dar dacă ne gândim așa, până la urmă fiecare joc horror sau orice joc de fel, dacă îl joci destul de mult, îl înveți și și-a pierdut farmecul. Dacă privești The Forest în felul că îl joc pentru prima dată, părerea mea că jocul este unul horror și își merită locul aici la măcac pe tine. Launch Lady, nu am jucat, mi-a fost recomandat, am vrut să fac serie, sau mă rog, episod, dar am înțeles că jocul ăsta e fain să joci cu prieteni, iar prietenii mei sunt săraci și nu și-o cumpăra jocul. Deci, pentru că nu și-o cumpărat nimeni dintre prietenii mei jocul acesta, n-am mai făcut episod cu jocul acesta. Ăsta nu știu ce îi, haba n-am. Five Nights at Freddy's Sister Location. Bă, eu am mai făcut un tier list, sau tier list, cum se pronunță, cu Five Nights at Freddy's. Uitați chiar aici, vi-l las aici, sau mai exact vi-l las link în descriere. Acolo vedeți mai elaborat părerea mea despre Five Nights at Freddy's, iar acum nu o să vorbesc prea mult, o să-l pun la merge de o ciorbă de fasole. Ultimate Custom Night mi se pare un joc slab, am zis asta și în tier listul cu Five Nights at Freddy's, nu o să intru prea mult în detalii, nu-mi dați cu hate, pur și simplu mi se pare un joc slab, în sensul că nu mi se pare horror deloc. Este mult prea haotic, se întâmplă mult prea multe, nu poți să fii concentrat, nu este pentru mine. Pacify, bă, l-am jucat un picuț, e joc scurt în sensul că trebuie să colectezi niște păpuși, cred că-s două hărți, sau mă rog, când m-am jucat eu au fost doar două hărți, îl pun la se putea și mai bine. Nu mi-a plăcut neapărat jocul, am vrut inițial să fac video, am și filmat, dar am avut ceva eroare de la joc și într-un final n-am mai jucat. Așa că Pacify se putea și mai bine, repet, eu l-am jucat acum un an, ceva de genul, acum un an, poate de atunci s-au făcut update-uri și s-au schimbat jocul, nu m-am mai atins de el, dar acum un an, când l-am jucat, n-a fost un joc mișto. Emily Wants to Play, bă, cred că aveam 14-15 ani, mă uitam la Max Infinite de la jocul acesta, la gameplay, și mi s-a părut un joc fain. Dar nu o să-i dau neapărat notă pentru că nu l-am jucat eu în persoană încă. O să jucăm Emily Wants to Play la un moment dat pentru că este un joc care merită atenție, dar momentan îl punem la nu am jucat încă.
The Mortuary Assistant, un joc pe care tot mă pregătesc să-l revizitez după ce l-am terminat pe un live. Vreau să-l revizitez, dar încă n-am ajuns să filmez. E un joc care merită revizitat pentru că de fiecare dată când îl joci se întâmplă chestii diferite. Mie mi-a plăcut destul de mult jocul și o să-l pun la măcac pe tine, adică este un joc foarte bun. Ce ăsta mă, hentai? Nu am jucat așa ceva. Emily Wants to Play 2, aceeași părere, nu am jucat jocul, mi se pare mișto, sper ca într-o bună zi să-l jucăm pe canal. Final Fantasy 4, mă cac pe mine. Mă repet, am discutat despre Final Fantasy, sunt tier list-ul despre Final Fantasy, iar mie personal, Final Fantasy 4 mi se pare cel mai horror joc. O să zic pe scurt de ce, pentru că jocul se bazează pe auz, trebuie să asculți, iar dacă ai făcut o greșeală, tu fiind atent la auz și îți dă jumpscare Bonnie sau Freddy, îți urlă acolo în ureche, te caci pe tine pe jocul ăsta. Welcome to the Game 1 este predecesorul lui Welcome to the Game 2 și bă, jocul este fain, în schimb nu-mi place că nu prea poți să te miști tu, adică poți să te miști din clicuri. Atâta, dar nu poți tu să apeși WASD sau săgețile și să te miști. Nu este un joc mai bun decât Welcome to the Game 2, chiar de aceea o să-l pun la se putea și mai bine. Și s-a putut. În Welcome to the Game 2 s-a putut mult mai bine. Ăsta ce este? Cred că e Sister Location. Nu Sister Location. Security Breach. Final Fantasy Security Breach. Bă, am făcut un live cu jocul acesta și v-a plăcut. Doar că nu l-am mai continuat pentru că m-am mutat la Cluj, nu am avut internet cam o lună și tot l-am amânat. Odată am jucat Security Breach, o să-l pun momentan la merge de o ciorbă de fasole. Pentru că nu m-a impresionat să-i dau mai mult, dar nici mai puțin. Adică da, e Final Fantasy, primul Final Fantasy în care te poți mișca, foarte fain, dar nu știu, e un joc așa, parcă se seamănă cu Outlast-ul, în ghilimele, doar că în zona asta de Final Fantasy și e un Outlast mai de buget. Nu știu dacă e cea mai corectă comparație, dar părerea mea este că jocul merge de o ciorbă de fasole, adică este un joc ok. Final Fantasy 1, bă, nici nu știu unde să le pun pe astea, că deja le-am votat o dată într-un alt episod, le punem aici la măcac pe tine, că a fost un joc fain. Era 2014, cred că atunci a apărut primul Final Fantasy, țin minte că am avut ceva tabletă de la Allview, ce vremuri, și l-am descărcat, am descărcat demo-ul, că ăla era gratis, Final Fantasy original, costa bani, și bă, m-am jucat și m-am căcat pe mine că a venit Foxy, bă, ce m-o speria Foxy să-mi bat piciorul. Final Fantasy 3 cred că merge de o ciorbă, ăsta e Final Fantasy 6, iarăși un joc, nici nu știu dacă să-i dau aici la maxim, nu-i dau maxim, îl pun aici. Chiar dacă e foarte horror pentru că tot se bazează pe sunet, nu vreau să-i dau maxim, nu știu de ce. Visage! Bă, am făcut un live unde aproape am terminat jocul. Prima dată când am jucat Visage, m-am căcat pe mine. Mi s-a părut un joc foarte horror, este așa paranormal. Dacă vă plac jocurile astea faine cu fantome, vă recomand să încercați Visage sau chiar să vă uitați la live-ul în care m-am jucat jocul acesta. E un joc mișto și bă, pe mine m-a speriat foarte tare. Atât de tare încât o să-i dau locul 1 la măcac pe mine. Astea două sunt din seria Man of Medan, un joc făcut de creatorii de la Until Dawn, dar nu le-am jucat, așa că le băgăm la nu am jucat. Resident Evil 8, un joc pe care din nou nu l-am jucat și sper să-l joc în 2023 alături de voi. Este un joc mișto din ce am văzut eu, apare Lady Dumitrescu. Este un joc care merită atenția, o să-l joc anul viitor. Dying Light, l-am cumpărat, era vorba că joc, dar nu l-am mai jucat. Ăsta, habar n-am ce este. Devour, bă, am auzit de el, dar nu l-am jucat. Inside the Backrooms, am făcut, cred că, două live-uri și un episod cu jocul acesta și este un joc foarte fain. Cred că e cel mai fain joc cu Backrooms pe care l-am jucat, deci îl bag aici la merge de o ciorbă de fasole. Nu-l pun mai sus pentru că nu știu dacă este corect să zic faptul că e scurt jocul, care e doar 4 nivele, dar eu încă nu l-am terminat. Nu știu dacă e corect să zic asta, dar personal simt că merge de o ciorbă de fasole. Nu merită mai mult. Home Sweet Home, episodul 2. Bă, nu știu, nu l-am jucat, îl punem aici. Am jucat doar Home Sweet Home 1, nici n-am știut că există 2. Layers of Fears, din nou, nu am jucat, ăsta cred că e primul joc. Medicine. Bă, am jucat demo-ul la jocul acesta mai de mult
și mi s-a părut tare. Nu știu dacă a ieșit jocul full, cred că da, parcă am auzit de el, cred că a ieșit. În fine, n-am jucat jocul full, dar după Madison o să-i dau un merge de o ciorbă de fasole. Adică este un joc bun. The Exorcist, haba n-am ce joc ăsta, nu l-am jucat. Outlast, fai, fraților. Este 2013, ți-ai instalat Outlast-ul de pe torrent pentru că nu ai bani să-l cumperi. Îți merge în 30 de frame-uri pentru că ai un laptop slab. Bă, jocul ăsta atâta l-am jucat cu Norbi, dar eram căcați unul pe altul. Efectiv, ne era frică la maxim. Outlast, în inima mea rămâne la măcac pe mine. Outlast 2 nu avem aici, dar ar merge tot așa la măcac pe mine pentru că și Outlast 2 este foarte mișto. Resident Evil 7 este un joc horror. L-am jucat, dar nu l-am terminat. A apărut în același an cu Outlast 2 și nu mi se pare un joc mai fain decât Outlast 2 din punct de vedere a horrorului. Adică la Resident Evil 7, introducerea în joc, prima oră din joc, e o nebunie maximă. Când te bați cu soția ta în joc, deși nu e soția ta că e posedată, dar în fine, îți taie mâna, nu mai știu, se întâmplă chestii groaznice. Dar după aceea jocul devine așa ușor monoton. Monștrii aceia din mlaștină sau nu știu ce îs peste tot, devine monoton jocul. Resident Evil 7 vine la măcac pe tine, un pic sub Outlast. Soma, bă, Soma am jucat. Îl punem la merge de o ciorbă sau la măcac pe tine. N-am terminat jocul, dar am jucat, cred că jumătate din joc. Posibil să facem o serie pe canal în viitor, desigur, dacă vă place, dar momentan o să-l pun la... Nici nu știu unde să-l pun, e un joc horror cu roboți, e un joc horror interesant, e ceva unic. Soma, fraților, o să-l pun la măcac pe tine. Merită locul pentru că ții minte că jocul mi-a creat niște frici interesante. Subnautica. Nu am jucat și nici nu am știut că Subnautica este categorizat horror. Pe bune? Stați, fraților, că dăm o căutare. Este horror? Nu, mă, e open world survival, survival open world. Ce are ăsta, bă, de o zis că e horror? The Quarry, bă, l-am terminat recent. Acum o lună, ceva de genul. Nu am filmat pentru că e un joc foarte lung, e foarte mult în engleză. Unii dintre voi nu știți engleză, să traduc, e groaznic să traduc un film de 8 ore, iar dacă nu înțelegeți ce se vorbește, e degeaba. Așa că l-am savurat de unul singur și, bă, își merită locul la măcac pe tine. Este un joc făcut de cei de la Until Dawn și foarte inspirat de Until Dawn, adică, practic, copie unul la unul, doar că alte personaje, alt monstru și un pic este altfel învârtită întreaga situație. Dar este aceeași poveste, cabană, tineri, nebunii, monștri. E un joc bun, dar nu este mai bun ca Until Dawn. Ce e jocul ăsta? Mamă, ce creepy arată. Oare e ăla nu în masacre? Nu știu, mi s-a recomandat să-l joc, dar nu l-am jucat încă. Și ultima, cred că este Spooky House, Jumpscare, nu știu cum se numește jocul acela, nu l-am jucat din păcate. Dar știu că jocul ăsta, Spooky House, ăsta ultimul, o inspirat Doors în Roblox, ceea ce e foarte tare. Acesta este tier list-ul pe care l-am făcut eu. Spune-mi în comentarii cu ce ești de acord și cu ce nu ești de acord. Scrieți în comentarii părerea voastră pentru că o să stau și o să le citesc pentru că chiar sunt curios voi ce părere aveți. Cu astea fiind zise, la mulți ani fraților, ne vedem la anul, nu uitați să lăsați un like și ne vedem pe 2 ianuarie, o să postez primul episod din 2023. Anul fericit tuturor! Pa, pa!